Salutare tuturor, bine v-am regăsit la seria noastră de TechCraft, unde de data asta avem și public, oameni buni, dacă spun o glumă, râde publicul. Ia, glumă! Ați văzut? Ei, nu prea am avut eu buget așa mare, dar... Așadar... data trecută am rămas la chestiile astea cu Metal Logic Infuser și așa mai departe. Ei bine, eu am făcut unul și am nevoie și de un Energic Cell, da? Iar ca să dăm putere la așa ceva, ne trebuie și un Solar Panel. Și sincer să fiu, pentru cablurile astea, cred că o să-mi trebuiască mai multe. Deci, în primul rând, stai să văd cât iron am. Dacă n-am destul iron... Păi, criza, știți? Ia stați o secundă. Îmi dă 8. Deci stați așa, deci îmi trebuie 6 iron, n-am iron, ba da, 6, după aia încă 2 din astea, dacă nu mă înșel, este, după aia încă 4 iron, 1, 2, 3, 4. Bun, și hai să facem. Deci, stați că am uitat ce vreau să fac. În primul rând îmi fac iron bars, dar hai să facem... Sau știți ce, prima dată lăsăm așa, vedem, deci îmi dă 8 din astea, îmi ajunge. Stați așa, cred că aveam și redstone, este. 1, 6, 8, 9. Să fac un bloc de redstone și să văd dacă e ce acum, opa. Unde-și fac 4, acum îmi dă 2 din astea, pun unul aici. 2 de aici și 3 așa și îmi dă 12 cabluri. Mamă, nu pot să cred. Bun, și ce m-am gândit eu ca să meargă? Trebuie să spargem un bloc aici sus. Da? Deci spargem blocul ăsta aici sus. Nu știu, sincer, nu știu unde să-l pun acum. Cred că îl las în chest, că și așa nu se potrivește nicăieri. O să-l pun aici. Acum îmi iau asta, stai că am să nu-mi ias un monstru în față, că the candle, you know? A tras cineva? Băi, frate, băi, chiar așa. Bun, și hai să vedem dacă merge solar ăsta. Deci am cobblestone-ul aici, ne ridicăm sus. Yeah. He, ne ridicăm sus, am spus o glumă. Am zis ne ridicăm sus, dar ce, putem să ne ridicăm jos? Da. Hai că nu mai râde publicul. Deci punem energy cell-ul aici. Dacă pun eu un solar panel, văd că soarele e aici. Sper să vină, eu știu. Acum hai să ne ducem până jos, să vedem dacă primește energie prostioara. Dacă nu primește energie, eu o să mă supăr. Mie nu-mi place să mă supăr, dar dacă nu primești, mă supăr. Hai, zi-mi. Vai, primește, dar super greu. Oh my god, stați așa puțin. Deci, dacă vreau să fac un solar din ăsta upgraded sau ceva, am făcut starter. Ăsta deja văd că se face mai greu. Și asta din ce Dumnezeului se face? Ok, are nevoie de 10.000 energie. Și trebuie să cred că merge și cu panouri solare din astea, dar... Dar e greu de făcut, vedeți? Ia, dar ăsta cel mai nitro. Se face din nitro cristal, fiți atenți. Mamă! A nebunii, cred. Bun, deci văd că are energie, dar nu prea mi-ajunge mie. Auzi, torța asta, sincer, aș vrea să o desființez și să... Nu știu unde să o bag. Sincer, nu știu unde să o pun. Nu știu unde să pun o torță, bă. O pun aici. Hai. Bang. Wait. Ok. Se pare că avem energie.
Good. Acum, următoarea chestie este ce vreau eu să-mi fac. Am uitat ce vreau să-mi fac. Nici nu l-am pus aici. Stați așa să mă mai uit. Bă, am uitat ce vreau să-mi fac, mă. Vroiam să fac ceva cu Enriched Iron ceva, nu? Nu, nu. Bă, am uitat ce vreau... Băi, frate, băi. Ce vreau să fac? Ce asta e? O liană. Wind Generator. Ia uite ea. Din Mechanism Generators. Înțeleg. Băi, am uitat ce vreau să... Cred că mi-am amintit ce vreau să fac. În primul rând, chestia pe care vreau să o fac este să bag un pic de 30 carbon, hai să dăm vreo 60, da? Și să bag un, dacă nu mă înșel, un iron ingot. Asta să încercăm. Deci dacă bag un iron ingot undeva aici, mi-l transform în enerihe din ăla. Ia să vedem. Ia să vedem. Bun, și următorul lucru pe care vreau să fac, mi-am dat seama, vreau să fac ceva din Industrial Foregoing, da? Și vreau să fac un ceva latex processing, ceva de genul. Dar înainte de asta aș vrea să fac și altceva latex, altceva cu latexul ăsta. Că am uitat cum se numește blocul. Industrial, stați așa, găsesc acum. Da, că te găsesc. Fluid Extractor, ăsta bă. Apasă A și acum Latex Processing Unit. Asta, doamnelor și domnilor. Problema pe care am avut-o și în... glumă. Am făcut o glumă. Râzi. Așa. bun. Deci, am un steel dust. What? Nu pot să cred. Stați așa o secundă, că vreau să fac steel. Not. Din mecanism, așa. Așa se pune pur și simplu într-un... ok, și așa se face steel, am înțeles. Ok, și așa avem primul nostru minereu de steel. Mamă. Avem stil cu minereul ăsta, nu? Ai înțeles gluma? Că avem stil cu minereul? Ha? Nu te prea prinzi așa, dar... Sincer, chiar o să trebuia să schimbăm panoul la solar. Și uitați-vă că a venit noaptea, da? Și chiar nu mai funcționează. Unde de rar monster să-i tăbăcesc? Unde sunt monștri nearby, că nu văd niciunul. Bă, sunt monștri pe undeva pe aici și nu-i văd eu. Ori e un cave sub mine? Cred că e un cave sub mine. Băi frate, sunteți extraordinari. Îmi explodați în continuu și mai vine un nebun. Băi frate, dar mai duceți-vă acasă. O să folosesc creative pentru așa ceva. Creative. Sper că s-a înțeles. Voi folosi creativ pentru un lucru de genul ăsta. Nu se poate așa ceva. Bineînțeles că îmi dă numai unul înapoi, din 100.
câte mi-a distrus. Bun, următorul lucru vreau să fac un fluid extractor. Trebuie cobblestone, un piston. Hai să facem din plank și cobblestone. Hai să facem un piston. Stai așa. Bun. Deci am nevoie de piston, două cobblestone-uri, trei plank-uri. Așa și unul așa. Bun, am făcut un piston. Acum încă 4 iron. Și chiar îmi trebuie un din ăsta? Da, în fine, hai să facem un... Așa... încă 4 iron îmi mai trebuie... Da, am auzit. Mamă... Și vrea neapărat log și bloc of redstone. E prima dată să facem bloc of redstone ca să fie treaba treabă. Și acum ne ducem să luăm niște lemne. Sincer, cred că o să iau de aici. Oh, nu, le transforma. Și acum mă duc până în casă. Mai iau 4 iron, 1 2 3 4. Punem ironul ceva de genul. Opa. Ok. Acum pun logurile. Și așa. Așa, PT machine frame. Mamă. Și acum mai iau încă 4 iron. Tic 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 tic. Și acum ar trebui să-l fac, nu? Deci punem asta aici, punem asta așa. Punem asta aici, asta aici și acum două cobblestone. Și am făcut un fluid extractor. Mamă. Și ghiciți ce? Nouă ne trebuie 4 asemenea lucruri. Dar bine, putem să lucrăm și cu unul singur. Dar chestia este că nouă ne trebuie 4. Da? Să vă explic de ce. Pentru că odată ce pui rahatul ăsta jos, ăsta o să înceapă să... Uite, de exemplu, dacă eu îi dau așa ceva, sperăm că funcționează. Ok, chiar se face latex. Bun, perfect. Bun, ăsta produce latex, înțelegeți? Dar dacă las pe el singur, ăsta termină într-o oră. Bine, lucrul pe care pot... Așa, după cum spuneam. Ăsta, bine, putem să-l lăsăm și singur, dar se mișcă foarte greu. Încă un lucru pe care putem să-l facem este, te rog frumos să ieși iar, să-i dăm... Așa mi te pui, bă. Atunci te pun eu așa. Bun. Acum, dacă nu mă înșel, are energie.
Și acum merge un pic mai rapid, dar nici așa nu e acceptabil, da? Chiar dacă are energie. Ei, și la 1000, abia când se face 1000, putem să luăm o bucată de latex. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem de stat foarte, foarte mult. Și latex processing unit, dacă nu mă înșel eu... A, uite, latex putem să-l folosim prin create. Uite, sau prin fluid extractor, ceea ce facem noi acum. Da, și bine, ăsta de acasă e cel mai rapid, după cum vedeți, dar... asta ce prost sunt! Stați așa, mă. Bun, lăsăm să facă latexul până una alta. Mă duc să iau niște acacia. Știți unde e acacia, nu? Exact în dungeonul ăsta de aici. Băi, fiți atenți, că noi avem și cele mai bune loguri. Fiți atenți. Da, poate vedeți voi câteodată că pickaxe-ul meu sparge blocurile din prima. Asta este pentru de la un socket pe care l-am băgat, nu mai țin minte, mi se pare emerald sau ceva de genul. Și câteodată sparge blocurile din prima. Bine, asta nu spun nici la obsidian și așa mai departe, că ar fi mult prea... Bine, să nu spui că nu merge cu wood din asta, merge numai log. Asta-i. Stai să văd dacă funcționează. Că văd că spuse numai wood acolo. Loguri nu sunt. Ia. Eu dacă distrug asta aici, distruge și latexul? Nu, latexul nu se distruge. Perfect. Atunci, hai să încercăm cu un din ăsta. Zic că funcționează. Ok, merge și durează și mai puțin. Bine, eu chestia asta toată aș vrea să o mut undeva mai departe. Sincer, aș pune... Deci, hai să facem direct. Aici o să vină una. Opa, stai așa, ușurel, ușurel. Deci, aici o să vină un din ăsta. După aia mai vine unul aici, pentru că așa zic eu. După aia mai vine încă unul aici, că am spus că vreau 4. Bine, 4 e cel mai... Ah, uite, ați văzut? 4 este cel mai acceptabil. Da? Și aici, exact unde este plank-ul ăsta, va veni un fel de acacia wood. Da? Hai să punem direct unul, că până termină ăla... o să dureze. A, da. A, da. Bine, bine, bine. Bine. Punem așa atunci. Bang. Bun. Și ce fac? Cred că îl distrug. Fluid extractor. Bun, deci nu-și pierde. Acum e momentul. Dacă eu îl distrug, sper că nu și-a pierdut latex. I hope not. I don't know, nu știu. Dar și nu funcționează, pentru că evident că s-a pus cu curul în partea care nu trebuie. Așa. Acum ar trebui să meargă. Este? Da. Bun, următorul lucru. Este să aducem cablurile. Unde... Ho, 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 că iar a făcut urât. Bun, aici acopăr. Aici ar trebui acoperit la fel. Și mi se pare mai aveam cabluri, nu? Mai am, da. Bun, băgăm așa. Bun, vine energia. Aici o să mai bag unul, deci nu o să mai trebuiască cablu. După aici mai trebuie cablu. Aici o să trebuia să o duc peste. Alright. Până aici.
Ok, deci în concluzie o să-mi trebuiască mai multe cabluri. Hai să facem atât de multe cabluri cât avem acum. Deci cum? Încă o dată, cable. Bine, eu îl fac pe ăsta pentru că e cel mai simplu de făcut. Bun, zic că mai am iron bars și dar nu știu unde le-ai fi pus. Ok. Aici. Hai să facem atât de multe cât ne priește. Și punem o dată așa. Nu. Nu. Fiți atenți. Am mai făcut încă 12. Cum mai luăm? Mai punem aici încă două. Evident că nu mai ajunge. Va trebui să mai iau un de ăsta, să-l mai transform. Ceva de genul. Îmi punem încă două. Zbang. Nu, dar fiți atenți. Puh, ce porcării. Mai ajunge numai de încă 12. Ok. Să spunem că e de ajuns. Da. Deci avem 28 de cabluri. Cred că ăsta ar fi de ajuns. Bun, eu vreau să spun că până aici ne-a fost clipul. Dacă vă place ceea ce face Blau Super, atunci super, da, îmi place. Convine, da. Opa. Bine, chestia este că va fi destul de greu atunci când voi folosi și ăsta și va merge și ăsta în același timp. Înțelegeți? Înțelegeți ce vreau să vă spun sau nu înțelegeți? Bine, dacă vrem să facem, să economisim, putem pur și simplu să spargem pe ăsta și va merge mai multă energie la ăsta deocamdată. Oh my god, dar ce e așa greu să faci așa ceva? Ok, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, nu v-a plăcut. Nu mă interesează. La revedere!